rocker, plin de umor, inteligent, optimist, neînfricat. Așa e Bobo, colegul nostru, cameraman și cândva toboșar al trupei Up to Eleven. Acum Bogdan Moleșac se simte mai bine după ce în urmă cu un an și-a lăsat trupul ars și sufletul răvășit de durere pe mâinile medicilor din Belgia. S-a numărat printre cei mai grav răniți din clubul colectiv. Mersese să-i susțină pe băieții de la Goodbye to Gravity. De 15 ore a fost operat, iar calvarul este departe de a lua sfârșit. Îi lipsește viața pe care o avea înainte de 30 octombrie 2015. Îi este dor să bată în tobe. Se mai gândește din când în când la meseria de jurnalist, dar este absolut fericit că respiră. L-am vizitat și noi în Bruxelles, iar în minutele următoare vă arătăm cât de mult luptă Bogdan pentru viață. Doare totul destul de rău, dar durerea fizică trece și durerea fizică am învățat că te cuprinde atât de mult cât o lași să te cuprindă. Durerea fizică. Sufletească. Și sufletească devine mai surdă la un moment dat, dar nu pleacă niciodată. Stau și mă gândesc de multe ori că aș fi putut să nu mai fiu aici. A fost totul atârnat de un fir de ață. Dar ața vieții lui Bogdan nu s-a rupt pe 30 octombrie 2015. A avut noroc ca a lui să fie mai rezistentă decât a altora. Pentru că ai primit niște zile, te-ai născut a doua oară și trebuie să lupți. În urmă cu un an, cu câteva ore înainte de concertul trupei Goodbye to Gravity, Bobo era încă în redacția Prima TV. Se pregătea să filmeze petrecerea de Halloween a unor copii. Abia aștepta să termine treaba ca să ajungă la concert. Iubea muzica mai mult decât orice. Dar bate și el la tobe. Cine? Colegul nostru. Ah, Bogdan, da, Bogdan. Bogdan e foarte tare pentru că Bogdan în momentul în care nu filmează pentru emisiunea, bate toba, nu? Bate toba. Doar că pasiunea l-a adus față în față cu moartea. Bobo nu era foarte departe de ieșire în momentul în care flacăra a cuprins stâlpul de susținere de lângă scenă. A ieșit relativ repede din club, dar chiar și așa, focul i-a cuprins trupul și a lăsat urme adânci pe 30% din suprafața corpului. O săptămână a fost internat la Spitalul Sfântul Ioan din capitală alături de alte 4 victime, apoi transferat în Belgia. Ceilalți 4 însă nu au fost la fel de norocoși. La Sfântul Ioan eram 5 oameni, toți într-o rezervă. Și singurul care a supraviețuit a fost cel care a plecat. Eu. Și trebuie să recunosc că de multe ori mi-am pus întrebarea că probabil aș fi împărtășit și soarta celor care au rămas acolo, din păcate. Și mă gândesc mereu la ei și la ceilalți. Nu știu ce să zic. E dureros. Să știi că e singurul care a supraviețuit și poate că și ceilalți ar fi avut o șansă. Bobo s-a născut a doua oară la sfârșitul lunii noiembrie, atunci când și-a revenit din comă. Eram o legumă și am fost o legumă câteva luni după ce m-am trezit. Susținut de aparate, legat de pat, neștiind în ce țară mă aflu. E foarte greu când te trezești să realizezi faptul că ai dormit 3 săptămâni și că nu o să mai fi niciodată ce erai. Din ultimele 365 de zile, vreo 250 și un pic am stat în spital, timp în care am făcut, după ce m-am trezit din comă, 15 operații, 6 degete amputate, cam astea ar fi cifrele. Colegul nostru locuiește acum într-un apartament din Bruxelles situat la câțiva kilometri de spital. Zi de zi ia medicamente care îl ajută să lupte cu durerea, face kinetoterapie, iar periodic mai este operat. E o rutină cu care ajungi să te înțelegi la un moment dat, dar de care de-abia aștept să scapi. Medicii fac eforturi să-i salveze jumătatea de cap ce a fost cuprinsă de flăcări. Îi întind scalpul de pe partea neafectată ca să-i regenereze părul și pe partea arsă. Ce-ți spun medicii? Să am răbdare. Și și are.
Doar că uneori cedează în fața neputinței și plânge, dar asta nu l-ajută deloc să scape de durerile fizice sau de ce are în suflet. 7 zile din 7, 24 de ore din 24, gândurile îi fug la cel mai bun prieten al lui. Cel mai bun prieten al meu a murit în seara aia. N-a reușit să iasă afară. Nu e zi în care să nu mă gândesc la el. Și cu siguranță este cel mai dureros moment dintre toate prin câte am trecut, și am trecut prin multe, dar faptul că este ireversibil la noi se mai poate repara prin răbdare, încet, încet, și măcar suntem aici, suntem în viață, dar cei care au murit și în afară de el, care era cel mai bun prieten al meu, a fost cel mai bun prieten al meu 10 ani de zile, am mai pierdut încă 10-15 oameni pe care îi cunoșteam bine, de foarte mult timp. Fără să-și dorească vreodată, Bogdan și alte câteva sute de tineri au deschis jurnalele de știri săptămâni la rând, iar noi nu-i vom uita niciodată. Trebuie să recunosc că de multe ori mi-am pus întrebarea, când filmam un caz sau ceva deosebit, cum se simt oamenii care sunt subiectul știrii. Și acum că am ajuns și eu un subiect de știre, da, nu e foarte bine să fii subiectul, să fii în pielea celor intervievați, dar pe de altă parte e bine să se afle multe lucruri pe care majoritatea oamenilor nu le cunosc. Am filmat multe evenimente importante, dar ăsta fără nicio problemă a fost cel mai important și mai dureros din ultimii 25 de ani. Și să treci din spatele camerei în fața ei e foarte ciudat. Și mai ales într-o postură așa de serioasă, dar în continuare mi-este foarte greu să mă exprim. Bobo lucra la Prima TV de 5 ani. Era obișnuit să surprindă bubele și performanțele societății și să vi le arate dumneavoastră, telespectatorilor noștri. Din câte văd, sunt aceleași lupte interne. Aceleași lupte la nivel declarativ, aceeași nebunie în politică. Văd pe de altă parte că la nivel guvernamental sunt anumite lucruri care se schimbă în bine. Și la Ministerul Sănătății la fel, dar având în vedere că timp de 25 de ani nu s-a făcut mai nimic, e foarte greu să schimb totul în câteva luni. Și nu pot decât să mă gândesc că generația noastră a fost cumva pedepsită de nepăsarea și de lipsa de acțiune a autorităților din ultimii ani. Însă, cale de întoarcere nu există. Există doar înainte. Iar Bogdan face tot ce ține de el să-și reia viața. În Belgia, acum 8 luni, medicii au promis că va cânta din nou la tobe. Și așa a fost. Luna trecută, Bogdan s-a jucat din nou cu bețele. Când te gândești la viitor, la ce te gândești? Mă bucur foarte, foarte mult că am un viitor. Stau și mă gândesc de multe ori că aș fi putut să nu mai fiu aici. A fost totul atârnat de un fir de ață. Și faptul că sunt aici mă bucură și mă face să am puterea de a avea credință în viitor. Calendaristic, mâine se va împlini un an de la tragedia care a copleșit România. Zilele acestea sunt cele mai grele pentru cei care au fost acolo sau pentru cei care și-au pierdut copiii în clubul morții. Solidaritatea e tot ce le dă putere supraviețuitorilor și părinților să meargă mai departe. Uitarea n-ar trebui să încapă în mințile noastre ale celor care am văzut cum viața chiar atârnă de un fir de ață. Colega mea, Diana Dumitrașcu, este în fața clubului colectiv. Diana, bună seara! Bună seara, Magda, bună seara, doamnelor și domnilor. Este o liniște dureroasă și apăsătoare aici în fața clubului colectiv din București. Sunt doar câțiva oameni care au venit să aprindă câte o lumânare și să lase o floare în memoria victimelor care au pierit în incendiul de la colectiv sau în memoria celor care au fost răniți atunci și au suferit răni cumplite. A fost un an foarte greu pentru toți. A fost un an greu și pentru părinții care și-au pierdut copiii în acea noapte.
parte sau în zilele care au urmat și a fost un an foarte greu și pentru supraviețuitorii care s-au zbătut zile și săptămâni la rând pe paturile de spital care să trăiască. Ca să trăiască. A fost un an greu pentru cei care au trebuit să se privească în oglindă, să găsească în ei puterea, după luni de zile de terapie psihologică, să se privească în oglindă și să vadă că sunt alți oameni, cu un alt chip, cu o altă înfățișare și cu răni sufletești greu, foarte greu de dus. A fost un an greu pentru părinții care au rămas singuri acasă, care au rămas singuri la masă, singuri de sărbători, care nu au încă răspunsuri cine se face vinovat de ceea ce s-a întâmplat aici, cine le-a omorât copiii. Este dureros, mai ales în aceste zile, cu cât în aceste zile părinții își aduc aminte de ultimele momente petrecute alături de copiilor și aduc aminte de lucrurile care le plăceau, lucrurile care îi făceau să zâmbească și aduc aminte ce familii frumoase aveau și nimeni și nimic nu le mai poate reda acest lucru acum. Mâine sunt programate o serie de evenimente în memoria acestor tineri frumoși, 64 de tineri, care s-au stins aici la colectiv într-o seară în care au venit să se distreze fără nicio vină. A fost și mâine vor fi foarte multe evenimente. Un marș la ora 13 este programat, va porni de la universitate și va dura până la ora 15, când toată lumea se va strânge aici în fața clubului colectiv. Este un marș al tăcerii, un marș și de solidaritate. Iar organizatorii îi îndeamnă pe participanți să poarte banderole albe în semn de puritate față de memoria acestor tineri. Va fi dezvelit și un monument aici în fața clubului colectiv, iar pe seară vor avea loc o serie de concerte. Să nu uităm niciodată, colectiv n-ar trebui să fie o simplă vorbă în vânt. Să nu uităm niciodată, colectiv trebuie să încapă în mintea noastră a tuturor, pentru că oricine dintre noi putea să treacă prin așa ceva. Magda?